Și într-adevăr, cum v-am spus și în tutorialul trecut, o să mai fac eu niște teste, am făcut și am mai descoperit niște că mai trebuie să facem o mică completare la filtrele noastre. Merg foarte bine, doar că merg pentru orice secțiune. Deci sunt valabile astea pentru că noi n-am pus prea multe atribute produselor, ceea ce bineînțeles e o muncă care ține de altcineva, nu de noi ca programator, dar dacă mergem în altă secțiune, vedem că avem aceleași valori și bineînțeles și aceleași filtre. Și ne apar în momentul în care filtrăm și aceleași produse. Ceea ce bineînțeles că e greșit, adică în momentul în care mergem pe produse, aici într-adevăr îmi apar produsele secțiunii, dar când încep să filtrez, îmi apar la grămadă cu respectivele, să vedem dacă prețurile ascendente se filtrează, asta nu e problemă, dar trebuie să și reușim să filtrăm aici filtrele astea. Și bineînțeles, e simplu, vedem aici ar trebui să fie 0 la AirClose, că n-am pus nimic toate și haideți să corectăm, să facem această mică completare. Deci, în vederea pentru produsele secțiunii, noi aici afișăm acest count, da? Și numărul de produse sunt atributele, deci găsim atributul respectiv, pentru atributul respectiv aflăm produsele. Where pivot value name, deci unde pivotul are câmpul value egal cu numele respectiv al valorii, respectiv roșu 35 mărime ce e el acolo și numărăm. Dar am uitat să mai punem și încă o clauză și anume where section ID este egal cu dollar section ID, la care avem acces mai sus, probabil undeva în pagină sau deci el ne vine oricum în vedere de ia stați că mi-a dat o eroare. A, da, și aici account. Să nu uităm și acum haideți să verificăm că totul merge bine. Mergem în Chrome. Dăm un refresh și acum într-adevăr îmi apar 0, 0 toate, dar bineînțeles și pe filtrare trebuie să facem pentru că altfel uitați, când filtrez din nou îmi apar produsele, deci trebuie să pun și pe filtrare această condiție. Deci VS Code, mergem înapoi și mergem în section products. Și aici unde calculăm noi produsele rezultate din filtrare, aici mai sus. Deci aici avem pusă condiția la criteriul de ordonare și căutare după nume. În schimb, nu avem pusă exact aici. Și deci tot așa trebuie să o adăugăm. Zicem where section ID, bineînțeles și aici. Nici nu știu dacă n-aș fi putut să o pun după aia direct la sfârșit, dar nu mai contează. Așa, paginate. Știm că aceasta nu este o paginare reală, este paginare de colecție, dar își face efectul și până la urmă filtrele astea am stat eu să mă gândesc problema. Nu e chiar așa grav, adică la aplicarea unui filtru trebuie să am totuși destul să scadă semnificativ numărul produselor, că altfel degeaba dacă să zic aplic 3 filtre și mi-apar tot 1000 de produse, sincer n-am făcut nimic, adică le filtrez degeaba. Haideți să testăm acum. Deci dau un refresh la AirClosis. Și acum, într-adevăr, când aplic filtrele, îmi caută să fie aici, dar trebuie să fie și în secțiunea respectivă, bineînțeles. Dacă mă ne întoarcem la AirShoes, îmi apar valorile bine și pot să acum am Woman și după aia dacă iau neutral, deci nou products, dar dacă iau Race
îmi apar așa, dacă iau race și să zicem blu și îmi scad albastru. Așa. Ce vreau să mai facem încă un filtru acum? Să adăugăm firmele, pentru că la o secțiune eu zic că e ok să apară și firmele. Noi avem puține produse cu asta, dar cu firme, la firme avem cam toate produsele setate să aibă o firmă. Adică dacă ne uităm în editarea produselor aici în interfață, vedem că la toate avem firme și atunci va trebui să setăm în vederea noastră și în primul rând să afișăm firmele pentru produsele secțiunii. Deci asta ar fi prima noastră sarcină, să afișăm produsele pentru firmele pentru produsele secțiunii. Și a doua să facem filtrele. Deci aici sus o să avem brands înainte de gender, să zic, parcă mi se pare mai important să filtrăm după firme înainte de gender și asta, dar acum depinde, o să putem să-l punem oriunde. Deci să ne apucăm de treabă. Și pentru a afișa în primul rând brandurile, vom pune o nouă valoare public dollar brands și atât. O lăsăm goală deocamdată și în funcția noastră mount o să zicem dollar this brands este egal cu cine? Deci este egal cu brand. O să selectăm doar pentru că și brandurile au și ele, ați văzut, au tot felul de câmpuri de descrieri, nu le mai interogăm pe toate. Și o să selectăm doar ID și name. Deci numele și ID-ul, dacă mai avem nevoie să mai adăugăm. Dar brandurile sunt destul de stufoase, așa n-are rost să încărcăm toate datele acelea, dolar, dolar, așa, și Wiz. Vom folosi sintaxa aceasta, products. Și acum, deci, brand Wiz products, dar care produse? Deci, produsele vor fi function dollar QRI, o să o numesc și eu acum function ca să nu mai scriu carry function de dollar carry și scriem funcția, deci dollar QRI select brand ID, ar trebui să avem pentru că avem relația între produse și o să verificăm imediat și brand-ul, deci o să selectăm așa, query select și dollar query ca să o facem mai repede, where, nici nu știu dacă mai am nevoie, where. De asta cred că nici nu mai da, mi-a arătat că mi întoarce și toate produsele. Că dacă îi zic quiz products, îmi întoarce toate produsele. Where? Deci produsele trebuie să aibă câmpul section ID egal cu $this section ID. Controlez să vedem, îl avem aici section, da, $z section ID, să punem și aici punct și virgulă, să vedem așa și bineînțeles le vom ordona order by, bine, puteam să facem și cu grup să, da, tot interogam toate produsele după
Asta și tot acolo ajungeam. Order by. Name. Deci după numele brandului, da? Deci numele aici interogarea query se referă la product. Și am selectat doar brand ID. Asta, da, ca să fim siguri că nu mai caută direct un singur câmp, aș putea să-i zic și doar ID-ul produsului. O să fie și... lăsăm așa. Da, trebuie căutat și văzut exact cum arată interogarea și ce întoarce pentru a o optimiza. Order by name, get. Controlez, brand aici trebuie importat. L-am importat, da, deci îl avem aici brandul. Așa, deci acum avem brandurile publice și trebuie să venim aici și să le vedem aici. Deci aici, după cum am mai spus, nici nu avem nevoie de formularul ăsta. Putem să îl scoatem, că nu folosim formular. Și deasupra acestea vom pune iarăși for else și vom avea dollar, să punem aici și empty și end for else. Să și comentăm puțin. Avem end brands. Și aici show filter brands. Salvăm. Și deci for else. Dollar brands plus dollar brand. Am uitat brands. Nu, ok, deci pentru fiecare brand. Deci va trebui să avem așa ceva, Ctrl C, Ctrl V. Să vedem ce punem în titlu. Așa. Și aici vom avea dollar brand name și dollar brand name și pentru dollar brand name. Da, stați să vedem. Deocamdată doar așa. Ok, dollar brand name. Dar aici H5-ul de fapt ar fi trebuit să fie brands. Da, că după aceea începem. Deci închidem div-ul. Deci ăsta e titlul. Brands. Și pot să-i dau și un brand count, da? N-are rost să-i mai dau, ăsta e prea stufos după aia. Și după aceea aceasta trebuie să pun Ctrl C în for else. Și deci ăsta chiar e în afara Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S. Deci trebuie să fie în afara buclei, că e titlul. Cum e aici e titlu, dar aici am un titlu pentru fiecare atribut și de aia. Și eu vin aici. Ctrl C. Ctrl V, Ctrl S. Și aici input, nu știu ce, o să vedem ce-i cu ele, deci trebuie să-i scoat asta că nu am value. Deci value ar trebui să fie, de exemplu,
Ar trebui să fie dolar brand ID. Type checkbook, dolar atribut, ID atribut. Deci asta trebuie să fie brand value și să fie doar brand ID. Deci ID-ul n-am ce să mai fac cu astea, acolo ne-am luat măsuri suplimentare. Controlez label for brand value brand ID fără asta. Și aici ceva nu e ok. Aici brand name. Așa, deci class. For brand value brand ID. Și aici nu se închide chiar ok. Pentru că mai lipsește o paranteză. Așa, că îmi dăduse o eroare, controlez. Deci brand ID spune că aici aș putea să pun counturile. Să zic, să vedem dacă merge dolar brand product count. Deci ar trebui să fie suficient. Atâta un brand are mai multe produse și le numărăm, ne întoarce funcția count. Nu ar trebui să fie mare lucru să ne întoarcă doar un număr. Și acum să vedem dacă e ok. Trecem aici. Avem brandurile și avem numărul de produs. Și bineînțeles, trebuie acum să facem filtrare. Dacă dau new balance, ar trebui să îmi bage în respectiva și să facem o filtrare, bineînțeles, să le adune și pe astea. În primul rând, vom numi variabila filtered brands, că de aia încerca să facă ceva, băga valoarea brand ID, nu se întâmpla nimic, deci filtered brands. Aici se va numi pentru fiecare brand și bineînțeles va trebui să o adăugăm și în controllerul în clasa brands. Deci acum vom avea matricea aceasta care se va actualiza cu valorile, bineînțeles că noi putem, de exemplu, cum am pus var export filter brands aici ca să o vedem cum acționează. Decomentăm, controlez cu var exportul nostru, ne întoarcem în Chrome, dăm bineînțeles și un refresh și acum, deci avem Adidas are ID-ul 9, ASICS 2, Brooks 3. Deci avem o matrice cu ID-urile brandurilor noastre. Și acum în funcția render unde aplicăm noi filtrele. Deci înainte de paginare, bineînțeles, filtrarea produselor după branduri. Aici nu e cine știe ce problemă, sper eu. Deci dolar pro de să facem if dolar zis
Filtered Brands. Deci vedem că facem înainte de paginație aici, de paginarea originală, ca să avem de a face cu paginare forțată doar dacă folosim atributele. Dacă nu, nu așa. Deci Filtered Brands, deci noi avem aici Dollar Products Order By, deci asta ar trebui să îl punem, nu știu dacă mi-aranjează automat, dar orderele se fac înainte de filtrare. Și o să zic Dollar Products egal cu Dollar Products where in, avem o funcție directă where in brand ID dollar this filtered brands. Control S. Haideți să vedem dacă merge direct acum. După aceea va trebui să o facem să meargă filtrele și cu atributele. Deci Chrome, mergem în Chrome, refresh, să nu uităm să scoatem astea și să vedem la ASICS ce îmi dă, ar fi 11 produse. Să vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. S-a nimerit să fie bine, să zic așa, să vedem unele cu mai puține, dar toate sunt destul de multe produse în această secțiune. Deci 15, haideți să vedem 10. Deci acum în total ar trebui să am 25, că le-am și pe ASICS și pe Brooks. Am pus Werin. Ia să vedem. Deci da, într-adevăr, merg și pe pagina a doua. Și 10, 15, dar nu sunt 25. Oare de ce? Mi-a dat mai multe. Ia să vedem doar Brooks-ul, dacă îmi dă să fie 10. Deci aici sunt 3. Ia să dăm un refresh, să scoatem și asta, dau un refresh, să dau un F5. Să vedem unde greșim puțin la interogare. Deci aici avem toate produsele, e ok. Dacă dau branduri, acum văd că sunt alte valori aici. Ia să dăm un refresh. Parcă îmi dăduse ori n-am văzut eu bine. Deci Adidas 8, Brooks, 3 produse ar trebui să fie. Sunt 3. Și acum Adidas 24. Și mi-au apărut dintr-o dată, da, deci vedeți în momentul în care filtrez, îmi apar alte valori aici, deci se schimbă, ceea ce nu e ok. Și bineînțeles că am observat destul de repede unde e eroarea, la numere cel puțin aici, Dollar Brand Products, deci aflu produsele prin interogare ale brandului și bineînțeles trebuie să pun și secțiunea, dar prin interogare direct, pentru că altfel produsele sunt astea, poate să-mi apară filtrate sau așa mai departe și de aia se schimba numărul în funcție de filtrarea respectivă. Dar așa când interoghez direct baza de date, numărul îmi va rămâne constant aici, deci cu paranteză, where, section ID, dollar section ID și count, bineînțeles. Controlez, iar în secțiunea noastră, dollar fair, where in, brand asta, produsele rămân clar aceleași aici. Haideți să testăm. Mergem în Chrome, dăm un refresh. Am mai făcut eu niște teste și acum vedeți că avem alte numere, nu mai sunt numere așa mari. Deci doar pentru această secțiune și dacă intrăm în altă secțiune, să zicem, ia să vedem ce am făcut, dacă intru în altă secțiune, să zicem accesorii, bineînțeles am alte numere la respectivele produse.
Aici, bineînțeles, nu știu dacă o să meargă filtrele pentru că nu avem componente. A, ba da, pentru asta ar trebui să meargă. De exemplu, dacă dau Adidas, am 3 produse. Dacă mai dau și ASICS, ar trebui să am 5. Deci, deja merg asta, dar să vedem aici unde avem mai multe produse. Deci, dacă dau ASICS, am 11 produse. Așa, deci am 11, iar dacă mai adaug încă cele de la Brooks, ar trebui să am 11 și cu 3, 14. Deci să vedem dacă sunt. Am trecut de pagina a doua și, într-adevăr, am 12. Ar fi trebuit, eventual, o să facem și asta, să punem undeva aici și firma, dacă tot avem filtrare. Și asta o să mă gândesc la o soluție când mai este, dacă mai punem încă 3. Mai se adaugă încă 3 pe pagina a doua. Problema ar fi acum dacă, de exemplu, să zic, resetăm toate filtrele, să nu uităm să resetăm și aici. Deci trecem în VS Code. Așa, deci trecem în VS Code. Să vă mai arăt o dată, am impresia că n-am înregistrat în Chrome, deci aici, deci putem să filtrăm, ne arată nou produs deoarece suntem pe altă pagină. Deși problema asta trebuie să o rezolvăm, să resetăm pagina înainte de a randa. Vom testa imediat toate acestea, dar în primul rând să resetăm, cum am spus, funcția. Deci totul merge ok, să resetăm acum. Aveam butonașul și aici o să facem o funcție până set filters values. Așa, dacă am mai multe valori, nici nu știu, poate se face cu, dacă aș putea să fac cu asta, dar mai bine fac eu o funcție și gata. Și o să-i zic reset filters. Așa, sper că nu aveam Ctrl C, dacă o aveam o să o redenumesc. Restore search, nu. Deci reset filters, n-am așa ceva deocamdată. Dar o să am acum public function reset filters și o să facem niciodată și pe asta, Ctrl C, Ctrl V, după aia și dolar zis filtered brands egal cu o matrice goală și filtered values egal tot cu o matrice goală și ce aș mai vrea să-i dau și conform documentației $zis reset page parcă era așa reset page și aș mai da și înainte de funcția render dar nu că tot randează deci reset filters Mount așa, Restore Search, să-i dau și aici un reset page, Ctrl-C, Ctrl-V, să vedem unde mai trebuie. Deci ne întoarcem în Chrome. Haideți să-i dau un refresh și să-i zic că suntem pe pagina a patra, avem toate produsele acum. Să vedem ce se întâmplă dacă, să zic, selectez ASICS. No products, pentru că sunt pe pagina 4, deci trebuie să-i dau și la render un reset page. Deci mergem frumos în VS Code și vedem că orice randare trebuie să-i facem la reset filter și la restore search în ea. Amount, dar trebuie orice randare să înceapă cu un reset page pentru că altfel voi avea probleme. Și revenim să vedem. Așa, pentru că altfel trebuie să fiu atent, să mai dau o dată. Deci mă duc din nou pe pagina a patra.
A, dar acum dacă îi dau reset pe aici, bineînțeles că nu se duce direct pe pagina întâi. Deci nu pot să-i dau aici. Controlez. Să verificăm acum Chrome. Că nu mai puteam să trec pe pagina a patra, că am randat din nou, știți. Deci dau așa și haideți să trec pe pagina a patra. Și în momentul în care filtrez, aici sunt pe pagina a patra. Și mi-apare nou product în Z section. Deci dacă intru pe pagina 1, îmi apar. Deci trebuie să filtrez condiționat. Și VS Code. Așa, deci o să mă duc să vedem dacă if this filtered ban, mai întâi să merg așa cu this reset page, ia să vedem. Vedem că nici așa nu e bine, din ce cauză? Haideți să-i dau un refresh, am făcut eu testul și e logic. Deci avem toate paginile, sunt pe pagina a patra și dacă dau să zicem ASX, mă trece într-adevăr pe pagina întâi. Acum direct, dar dacă mai dau să zic și Brook și am 14 produse, acum dollar this filter de asta nu mai e nulă, da? Și acum când vreau să trec pe pagina 2, automat nu mă lasă, că îmi resetează pagina. Deci nici așa nu-i bine. Și haideți să vedem cum am gândit eu să rezolvăm problema aceasta, să vedem dacă merge, pentru că ce problemă avem? Noi dacă punem în funcția render ceva gen reset page sau nu știu ce, deci la fiecare randare nu mai putem să trecem pe pagina a doua pentru că din nou îmi randează și în momentul în care trec pe altă pagină îmi randează. Deci nu pot să mai merg nici pe filtre, nici pe nimic. Pentru că eu am pus toate interogările în funcția render și oricum n-aveam ce să fac. Deci aș trebui să fac niște funcții speciale, să complic mai mult, așa. Bine, aici dacă m-aș fi organizat puțin codul, probabil aș fi putut să resetez pagina cumva, mă gândesc, să nu fie de fiecare dată, dar putem să facem și așa cum ne-am organizat noi. Deci am pus aici, în loc de ce aveam noi, am pus un var export products current page, deci funcții de paginație normale din așa și var export products last page. Deci a cât ai ultima pagină și pagina curentă. Și haideți să vedem ce rezultate obținem așa și ce putem face cu aceste rezultate. Dau un refresh la pagină. Deci am 4 pagini în total și sunt pe pagina 4 acum. Trec pe pagina 1. Da? Deci pagina curentă din 4 pagini în total. Am 4 pagini în total. Să zic că selectez, mă duc chiar pe ultima pagină. Deci am current page, este 4. Și am 4 pagini în total. Și să zicem selectez Brooks. Da, aici se vede clar că n-am o pagină, dar mi-apare și mesajul nou și nu se duce automat aici. Dar ce observ? Că numărul total de că ultima pagină, numărul care îmi dă ultima pagină este mai mic decât pagina curentă. Și atunci pot să trec aici if chestia asta dacă last page este mai mic decât current page să resetez pagini. Haideți să încercăm să vedem dacă merge, nu o garantez. Și eu acum m-am lovit de problema asta, care totuși e importantă ca să poată să-i dea impresia utilizatorului că nu are. Deci undeva aici la filtrare, if filter brands, da, ca să nu o mai pun peste tot, o să o pun direct aici, condiția, deci if, cum am zis noi, deci dacă products last page dollar products last page dollar this products
Da, nici nu pot să-l pun aici, că n-am paginație încă. Deci aici e clar că nu pot. Ctrl-X, deci trebuie să am funcție, deci după ce ofer paginarea, pot să... Deci $ispaginate, deci... Așa, deci paginez. Și aici am pagina if $isProducts last page mai mare decât $is, de fapt mai mic, da, asta e, așa tot timpul e mai mare, $isProducts mai mic decât $isProducts current page, ah, pardon. Așa. $this reset page. Controlez. Aici ar fi mers să o pun, dar fiind matrice, ea se tot pune și de fiecare dată îmi resetează pagina și pot să am paginație. Deci trebuie să... Și inclusiv la rezultatele căutării pot să am paginație și atunci trebuie să pun cumva condiționată resetarea paginii. Deci haide să-i dăm un filtru, un reset, pardon, și să mergem din nou pe, suntem din nou pe pagina 4. Ok. Și acum să vedem dacă îi dau Brooks. Da, nu mi-a mers pentru că e la sfârșit. Ia să vedem. Acum, dar să vedem dacă i-aș fi dat... Ia să văd un refresh. Acum sunt pe pagina... Am... Și să văd. Deci acum pagina curentă e 4 și... Totalul pagina last page e 4. Să zic că îi dau Brooks. Deci acum sunt pe pagina curentă 1. Și asta dacă îi mai dau ASICS, tot nu mă duce. Tot nu îmi resetează pagina. Am avut o mică greșeală aici, că eu lucrez cu product, nu cu $isProducts, nu am așa ceva. Deci $products curent page și mai avem o șansă să încercăm să vedem dacă iese acum. Mă miram și o să nu miște chiar nimic, că totuși de sunt pe pagina 4, pagina curentă 4. Așa, că dau Brooks, tot nu mergeți pe pagina curentă 1, din pe pagina curentă 4 și am o singură. Dacă îi dau ASICS, tot nu vrea. Acum vrea. Da, trebuie să vedem cum facem. Și până la urmă, soluția mea, am stors eu puțin creierii pe aici, să pun tot felul de condiții, dar n-au fost bune, ci până la urmă, la sfârșit, am pus un this reset page. Deci chiar înainte să întorc vederea. Deci după ce fac toate calculele, bineînțeles că vom mai avea de făcut ca să completăm și cu brandurile, să zicem. Deci, if $this, nu-mi dau seama dacă acum, vedeți, trebuie să punem și aici încă o condiție, dar am putea să o punem chiar acum, chiar dacă ne lungim puțin, dar dacă am pus deocamdată să vă arăt că dacă merge $this reset page chiar aici, deci după bucla if, eu o puneam în interiorul buclei if sau deasupra buclei if aici și nu mergea. Dar dacă o pun chiar la sfârșit, văd că merge. Nu mi-explic, nu prea e normal să meargă, dar văd că merge. Oricum, e o problemă de paginare pe care până la urmă o puteam lăsa și în suspensie, așa să se mai descurce și ei. Deci vedeți că acum merge să trec de pe o pagină pe alta fără nicio problemă. Sunt pe pagina a patra și să zic că sortez după Adidas. Am 8 produse, da? Și într-adevăr cele 8 produse. Dacă să zic mai adaug încă 11 de la ASICS,
total produse am pus aici, am 19, da, și pot să mă duc lejer și pe pagina a doua. Și acum dacă să zic că mai adaug încă 6-25, ar trebui să am 3 pagini de produse. Și m-a trimis într-adevăr pe pagina a întâi în momentul acesta, dar pot să mă duc și pe pagina a treia în care am un produs, mă duc pe pagina a doua în care am așa, și deci îmi resetează la un moment dat paginile, dar exact cum trebuie îmi face acum reset page. Deci acum de când am multe produse, dacă am fost pe o pagină pe care nu corespundea, deci acum am într-adevăr 28 de produse, exact cât îmi scrie, și pot să navighez printre ele. 2 și așa mai departe, știi? Și acum pot, de exemplu, dacă mai scot din ele, deci am 3, 6, 3 și acum sunt pe pagina 1. Deci m-a dus, pare că și-a făcut la fix acest reset de page, probabil poate știe să-și facă fără condiții să își facă anterior reset page înainte de filtrare. Trebuie citită documentația și văzut. Ok, deci acum dacă am pus reset page chiar la sfârșit, totul e ok, ne merge foarte bine și acum avem iar total produse 48. Și acesta putem să îl punem și cumva mai frumos aici, să nu e rău să știm câte produse sunt în filtrare. Așa, o să îl facem, eu l-am pus de test, dar dacă tot e ok, o să-l punem. Deci reset page aici. O să și comentez resetarea paginației. Control-S, așa, nu-mi dau mai multe detalii aici, dar am dat destule. Și acum ce vreau aici, când filtrez și după valori, să-mi intre, adică vreau alb, roșu, nu știu ce vreau, dar vreau să fie și filtru, să fie și brandurile intrate în filtrul atributelor, să vedem dacă o reușim și pe asta. Deci ăsta am resetat căutare după item, nu-l folosim, dar order, ordinea o păstrăm. Dar și aici pot să zicem if if dollar this filtered brands, deja că avem dollar filtered brands, deci dollar products egal cu dollar products where in, sper că, are, că aici avem de-a face cu o colecție deja și sper să aibă funcția where o are, sper să aibă și where in, dacă nu vom face cu operator where in brand ID dollar this filtered brands. Deci trebuie, dacă avem asta, să fie și asta și ar trebui să meargă din prima. Haideți să-i dăm în Chrome. Ok, deci să vedem deocamdată dacă alegem woman, avem 3 Adidas și toate ASICS. Deci dacă am dat ASICS, clar că ar trebui să nu se întâmple nimic, pentru că toate sunt ASICS aici, dar dacă deselectez ASICS și pun Adidas, nu mai am niciun. În schimb, dacă deselectez woman, am din nou 8. Și, de exemplu, la Adidas, dacă încep să facem, să ne jucăm, ne trebuie, bineînțeles, mai multe date să selectăm, o să vedeți că sigur merge. Deci am făcut, brandurile funcționează la fel, deci trebuie să fie și, deci aici trebuie să am, acum am ASICS, Adidas, așa, dar dacă îi dau woman, voi avea doar 3, pentru că numai ăstora le-am pus gender. Dacă merg în administrare site și merg în Air Shoes, să zicem, și în Adidas și să zicem că adaug pentru un gender woman aici, asta,
Ok, pot să mă întorc înapoi. Și acum, dacă dau un refresh, o să am și la dacă am Adidas și Woman, parcă i-am dat, trebuie să am unul exact acesta pe care l-am luat, Adidas și Air Shoes. Deci vedeți că este exact acesta care are, da, Woman aici, deci cum che omnis ăsta, cum e așa, deci exact ăsta este de aici. Deci am testat că merge foarte corect filtrarea noastră, avem produsele, putem să și astea să le mai aranjăm frumos, să nu fie chiar cu var export. Așa, aici că avem total produse, var export, produs total, product total și o să lăsăm product total. Și aici o să punem și noi un span frumos. Span class badge BG success. Total produse. Putem să o luăm deocamdată așa și o mai control X, control V, control S. Da, și să mergem în Chrome, poate arată ceva mai bine acum, zic și eu. Total produse, da, ar trebui să o mai pigulim puțin, că arată mai rău. Am sperat eu, dar cam degeaba, deci BG succes, text white sau text light, așa, padding 2 MY2. Mai punem niște helper-uri din astea, haide să mergem în Chrome și dăm un refresh. Acum e mai ok și seamănă și cu asta puțin așa, aș putea să-i mai dau o margine de aici să se mai ridice puțin. Dar reset all filters și dacă dau Adidas, vedem, îmi arată 8. Dacă îl resetez, total produse 48. Deci, cât de cât, așa e ok. Și am făcut și brandurile.